În ultimele 24 de ore, în urma activităților desfășurate pe raza întregului județ, polițiștii au legitimat 824 de persoane și au verificat 94 de societăți comerciale. De asemenea, în cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat și 136 de mijloace de transport persoane dintre care 71 au fost mijloace de transport public în comun. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale în valoare de 10.200 de lei. Din totalul sancțiunilor aplicate, 48 au fost pentru neportarea măștii de protecție, două pentru nerespectarea măsurilor privind carantina, izolarea, iar o sancțiune a fost aplicată pentru nerespectarea interdicțiilor privind deplasarea, sau libera circulație. Efectivele Ministerului Afacerilor Interne rămân în continuare în teren având ca obiectiv principal prevenirea oricăror fapte antisociale sau altor situații de risc care ar putea pune în pericol sănătatea și viața oamenilor. Vă recomandăm să vă informați din surse oficiale. Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Jibou continuă cercetările într-un dosar penal privind infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Faptă constatată la sfârșitul săptămânii trecute, noaptea de 20 spre 21 noiembrie, anul curent, ora 2, polițiști au depistat în trafic prin localitatea Brâglez un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani. La testarea cu alcool, testul s-a evidențiat o valoare pozitivă. Șoferul avea o alcoolemie de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru infracțiunea de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau o amendă pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g per litru alcool pur în sânge, recomandăm în continuare tuturor participanților la trafic să respecte normele de circulație rutieră, indiferent de calitatea avută, conducător auto, pieton, biciclist. Comportamentul dumneavoastră are urmări directe și asupra celorlalți participanți la trafic.